Partidul anticonstituțional Shor ar fi cheltuit aproape 400 de mii de dolari pentru ceremonia de investire de la Comrat. Festivitatea a fost ignorată de conducerea țării și diplomații statelor partenere. Președinta Sandu a explicat că nu poate participa la un eveniment organizat de un grup infracțional. Acum se pune problema dacă va fi sau nu acceptat Evgenia Guțul în cabinetul de miniștri, a declarat pentru Moldova 1 jurnalistul găgăuz Mihail Sircheli. Când noi vorbim despre Evgenia Guțul, noi de fapt vorbim despre Ilan Șor, ca persoană politică. Da? Evgenia Guțul nu este persoană politică. Formal ea a devenit persoană politică, dar eu nu cred că deciziile vor fi luate de Evgenia Guțul. Pentru a deveni membra guvernului, Bașcana Guțul trebuie să depună jurământul la președinție. Întrebată dacă va semna decretul, președinta Sandu le-a răspuns jurnaliștilor că va respecta legea. Nu cred că este corect să mergi la inaugurarea în funcția unei persoane care în campanie electorală a fost susținută de către o grupare criminală și care face parte dintr-un partid politic care între timp a fost declarat neconstituțional de către Curtea Constituțională. Trebuie să depună jurământul și după asta va fi membru a guvernului. Alegerile din autonomia găgăuză, deși validate la Curtea de Apel Comrat, ar fi fost fraudate potrivit probelor cu care operează procuratura. Reprezentanții Curții de Apel nu au participat la investire. Teoretic, e o încălcare de procedură, iar partidul Shor a fost declarat anticonstituțional. Așadar, există premise ca Evgenia Guțul să nu fie acceptată în guvern, dar autoritățile de la Chișinău trebuie să găsească o soluție juridică clară, susține Mihail Sircheli. Cum ei vor motiva în cazul în care președinta nu vrea să semneze decretul de a numi Evgenia Guțul membra guvernului, acest lucru trebuie să fie explicat și motivat foarte clar. De ce? Da, acolo este decizia Curții Constituționale, dar această decizie Curții Constituționale încă trebuie să fie implementată. Investirea Bașcanei Guțul, transformată într-o sărbătoare populară, ar fi costat aproape 400 de mii de dolari. Un cântăreț, Mustafa Sandal, deci nu știu dacă Turcia încă ține minte despre acest Mustafa Sandal. Deci, dar de cât eu știu, Mustafa Sandal, deci onorariul lui este în jur de, nu știu, 20.000 de euro. Burak Özcevit, vedeta serialului Suleiman Magnificu, da? În 2019, mi se pare că el s-a întâlnit cu fanii săi din Uzbekistan. Și doar pentru câteva ore de discuție cu el a primit în jur de 370.000 de dolari. Vă reamintim, partidul dizolvat Shor este în proces de lichidare din cauza finanțării tenebre din exterior. Liderul formațiunii are o sentință de 15 ani cu executare în dosarul fraudei bancare și continuă să facă politică din Israel. Autoritățile au cerut extradarea lui Shor.